Bună ziua, dragilor, și bine ne vedem la întâlnirea cu Prof. Online. Deci, deși este sărbătoare, este Paștele azi la Catolici, așa, chiar surpriza mare că chiar copiii care sunt, nu, de religie catolică, sunt prezenți la lecții. Asta e lucru extraordinar. Extraordinar. Ei au preferat, dragilor, au preferat să vină în ziua aceasta, să vină la lecție la întâlnirea cu Prof. Online, deși puteam să stea acasă, haide să spun pe ceva, e sărbătoare, în familie, acolo, să vă simțiți bine, nu? Nu, au dorit să vină la lecție la anul trecut. Vă plictiseați. Vai, Doamne, ce... Ăsta e lucru magnific. Magnific, dragilor, pentru că ei spun, ne simțim mai bine aici. Așa mi-ai spus tu acum, Noemi, nu? Nu, am zis și că m-am simțit bine și ieri. Și ieri, a? Da. Ai reușit ieri să te simți atât de bine încât acum ai zis, da, vreau să retrăiesc întâlnirea cu Prof. Online și să vedem exact lecția ce care avem. Dacă vă e frig un pic, vă rog să vă îmbrăcați voi, da? Eu mă mișc la lecții și voi abia aștepta să veniți și la tabel, nu așa? Copii, hai să vă zic. V-am lăsat data trecută problema aceea cu vișine, cu rădițe de vișine și de 6 ori rădițe cu, cu cireșe, nu? Și dacă mi-am amintesc, nu mai știu foarte bine lecția aceea, dar te rog să mi-o spui-o. Noi am făcut-o într-un fel. Dar ne propuneam să găsim o idee. Așa, prin încercări, nu? Da. Bun. Deci tema pentru acasă, hai să zicem. Tema pentru acasă. Clasa a... Clasa a patra din cinoșilor. Așa, clasa a patra. Te rog să spui. Ioana vinde în piață de 6 ori mai multe rădițe cu cireșe decât cu vișine. Deci, dacă ăsta e, parcă așa am zis, dacă am notat cu segmentul acesta, da, vișine, cireșul ar fi de 6 ori mai mult, nu? O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori și de 6 ori. De 6 ori mai multe rădițe cu cireșe. Bun. În total, 492 kg de fructe. În total, deci totalul fructelor, total, egal cu 492 kg fructe, da? Da. Bine. Câte lădițe de cireșe și câte lădițe de vișine a vândut? Dacă o lădiță cu cireșe cântărește 12 kg. Deci, o lădiță cu cireșe, asta cu cireșe costă 12 kg. Și una cu vișine 10 kg. Iar una cu vișine 10 kg. Întrebarea este câte sunt, câte lădițe sunt cu cireșe și câte vișine a vândut. A vândut, cum îl cheamă? Ioana. Ioana. Dragilor, e o problemă foarte, foarte, foarte frumoasă. Noi am zis așa. Am presupus că ar fi numărul lădițelor de vișine 5 pentru una, da? Vă amintiți? Deci dacă, hai să zicem, rezolvare. Presupunem că numărul lădițelor presupune că numărul lădițelor cu vișine ar fi 5. Da? Numărul ar fi 5. Ba nu, 5 a spus prima dată. Da? 5. După ne-am lăsat pe baza lui Ricky cu 7. Așa. Atunci ar rezulta că numărul lădițelor cu vișine ar fi câte? De 6 ori mai mult. Adică, Ștefania, de 6 ori mai mult, ce ar însemna dacă
5 am zis noi că ar fi cu vișine, de 6 ori? Facem 5 ori 6. 5 ori 6 egal cu 30. Deci ar fi 30 30 lădițe. Și fiindcă o lădiță cu vișine costă cântărește 10 kg, aș zice 5 ori 10 egal 50 kg vișine. Da? 50 kg de vișine. Iar fiindcă o lădiță cu cirește cântărește 12 kg, 30 ori 12 egal cu? Cât face 30 ori 12? Ca și cum am mulțit cu 3 cu 12. 3 ori 2, 6. 3 ori 1, 3. Fac 36. Da? Hai să ne gândim. 360. Da, că punem 0. Deci, punem 0. Aici aș vrea să insist eu un pic la mulțirea cu 30. Noi facem unele subaltele la școală. Pune la subaltele. Dar trebuie să înțelegem ce înseamnă, hai să spunem, 12 ori 10. 12 ori 10, ce înseamnă de 12 ori câte 10? Adunăm de 12 ori... 10, da, adunăm de 12 ori 10. Adică ar fi 12 ori 10 face, ca și cum ar fi... Cât face 5 ori, 5 ori 10? Hai să luăm așa, mai luăm mai ușor. 5 mulțit cu 10, egal cu? 50. 50. 5, 10 plus 10 plus 10 plus 10 de 5 ori, 50 de 50 ar fi, da? Ca și cum ar zice 5 ori 1. Exact cum ar zice 5 ori 1 și punem 0 ăsta datorită faptului că e 10. Cât face 5, copii, cât face 5 ori 100? 500. Pentru că 5 ori 1, 5 și punem 2 zerouri. Da? Punem 2 zerouri. Cât face 5 ori 1000? 5.000. Egal cu 5.000. Da? Cât face, să spunem, 12 ori 10? Cum am avut noi acolo? 12 ori 10. 120. Da? 12 ori 1, 12 și punem un 0. Toată lumea lucrează asta. Că vreau să vă arăt ceva foarte fain. Deci 12 ori 10, 120. Cât este 23 ori 100? 2300. Deci scriem pe 23 ori 1, ca și cum ar zice 23 ori 1. Da? Vă aștept să ajungeți și voi. Da? Deci 23 ori 100, ca și cum ar zice 23 ori 1, care face 23, și mai pun 2 zerouri. Deci 2300. Egal cu 2300. Cât face, să spunem, 79 ori 79 ori 100. 79 ori 100. 7900. Scriu 79 ori 1, ca și cum aș face 79 ori 1, da? 79 ori 1, 79, și mai fac cu 2 zerouri și fac 7900. Da? 7900. Acum, vă arăt ce șmecheria cea mai tare. E bine, cât face 79 ori 20 ori 20. 79 ori 20. 29 ori 2. Ca și cum ar face 79 ori 2. 79 ori 2. Și vine 2 ori 9, de 2 ori câte 9, egal cu 18, 8 îl scriu și 1 reținem. 2 ori 7, 14 și cu 1 acela, 14 și cu 1, 15. 15 și pun 0 de aici. Da? 1500
1580. Deci eu am mulțit de parcă zice 2 ori 79. Da? Da. 2 ori 9, 18. 2 ori 7, 14. Și cu unul de care mi-a rămas face 15. Și fac 159. Ca să țin minte foarte bine șmecheria asta. Cât face 83 înmulțit cu 30. 83 ori 30. Ștefania, te rog să înmulțești tu. Facem 3 ori 3. 9. 9. 3 ori 8. 3 ori 8. 24. 24. Și mai adăugăm 0. Asta era. Face 2490. Foarte simplu. Da? Ei, acum să vedem cât face 83 ori 34. 83 ori 34. Atenție, ce vă arăt acum. Nu. Nu. Vă fac o șmecherie și voi, vreau să vă explic de ce așa trebuie făcut unele sub altele. E ca mai departe. Cu 83 înmulțit cu 34 îl putem scrie ca 30 plus 4. Nu 34. Da? 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 Deci 83 ori 30 plus 4. 30 plus 4. Și acum, 83 se mulțește și cu 30 și cu 4. Da, și facem 83. Deci egal mai departe cu 83 ori 30 plus 83. 83 ori 4. Și egal cu... Hai să vedem, Ștefania. Și vine 3 ori 3. 3 ori 3, 9. Da. 3 ori 8? 24. 24 și punem și 0. Și punem și 0, da. Bun. Plus. 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 4 ori 83. 4 ori 3. 4 12. 2 și 1 reținem. 4 ori 8. 32. Și cu 1 acela 33, da? Da. 33. Deci, 4 ori 3, 12, 4 ori 8, 32 și cu 1 la 33. Da. Care e șmecheria? Fiindcă așa e destul de greu. Acum, nu, care ar trebui să, ar trebui să le adunăm. Adunăm unitățile 2 și cu 0, 2. 30 și cu 90, ca și mai am adunat 3 și cu 9 și fac 12, nu? 2 și, de fapt, 30 cu 90 fac 120. Și de aceea 100 o reținem și o ducem la 100. Deci asta e șmecheria. Deci 3 și cu 9, 30 cu 90 fac 120. Da? 20 îl scrii pe cifra 10-lor și 100 o mișcăm mai în față și adunăm la cifra sutelor. Adică 100 aceeași cu 300 face cât? 300 face 400 și cu 400 face 800. 800. Și în sfârșit la mii, doar cifra miilor, 2. Da, dar asta e destul de greu. Și de aceea am acceptat varianta scriere 83 ori 34. Unul sub altul. Unul sub altul. Nu, nu, un pic, mai să explic eu și după ce explic, înțelegem de ce facem așa. Și acum am zis, 4 ori 3, 12, 2 și 1, 4 ori 8, 32, și cu 1 de reținut, face, cu 10 ce reținută, face 33, da? Iată construcția 332. Deci 332, da? Acum, când înmulțim cu cifra asta, cu 3, cifra 10-lor, o punem pe cifra 10-lor obținută, chiar sub cifra cu care mulțim. Deci, 3 ori 3 face 9. Dar atenție, că 9, 10 urmează acum. Adică 0 ăsta se subînțelege, fiindcă am mișcat câtul de cifre la stânga. Adică, ia uitați, noi mulțim cu 30 acum, că 3 aici este pe poziția 10-lor. Da? Și vine 3 ori 3, fac 9, 10. 3 ori 8, 24. Da? 24 și-l scriu.
Dar de fapt am construit 2490. Noi nu mai punem pe ăsta. N-are nicio influență la adunare. Dar trebuie să înțelegeți, dragilor, că este vorba de 2490 aici construit. Deci cel de-al doilea cârt, când zicem 249, nu-i 249. El fiind plasat în stânga cu o cifră, e 2490 aici. Asta este. Deci de aceea trebuie să ținem cont foarte tare. Că îndată cu cifra cu care înmulțim, sub ea, de acolo începând să construim cifrele rezultate, care rezultă la mulțire. De ce? De ce să ținem cont de asta? Că numai așa, dar numai așa, să facem un calcul corect. Altfel, dacă nu facem așa și punem pe 9 sub 2, sau pe 9 sub 3, este o mare greșeală. E o mare greșeală. Deci, de aceea, învățătoarea insistă și spune, totdeauna, când începem să construim la înmulțire, avem grijă că cu cifra cu care înmulțim, de acolo începem să construim cârdul acela rezultat. Că de fapt, încă o dată spun, în momentul ăsta am construit pe 2490. Plasat el în stânga cu o cifră. Da? Exact ăsta, 2490. Și atunci, e mult mai practic să facem așa, așa, un rest sub artel, decât să descompunem pe 34, ca fiind 30 plus 4. Să mulțim acolo cu 4, 4 ori 3, 12. 4 ori 8, 32. Și adică e vorba de 332 construit. Și pe urmă, 30 ori 83, nu mai zicem 30 ori 83, zicem 3 ori 3, 9, 3 ori 8, 24. Da? Deci asta e toată șmecheria. Dragilor, deci dacă nu înțelegeți mecanismul acesta de la mulțire, scrieți toate aceste mecanic. Iar eu, prof online, nu mai vreau să scriu mecanic nimic. Adică totul să fie gândit și înțeles de fiecare dintre noi, da? Să fie înțeles de ce facem așa. Asta e rostul întâlnirii cu prof online. El nu acceptă să zicem, facem așa ca și ne învățat învățătoarea. Da? Așa spuneți foarte des acasă. La discuție care... Dacă așa ne-a spus învățătoarea să punem... Dar nu știu de ce. Dar acum v-am spus, ați înțeles de ce, da? Da, adică cel puțin nu țin minte să ne fi spus încădată să punem 0 acolo. Păi nu, nu spus să spună 0. Dar el se subînțelege. Că mișcând, lăsa locul liber. Lăsa locul liber, el a luat 0. Că acum când trag, 0 și cu 2. Dar dacă nu este pus, tot 2 este. Da? Așa, 3 cu 9, 12. 1 reține și-l ducem la vecinul, dar acel 1 e suta. Și vine 4 și cu 4 fac 8. Așa, și 2. 2822 este rezultatul pe care l-am găsit și noi mai înainte. Vreau neapărat să ținem cont și să înțelegeți bine aceste lucruri. Deci, atenție, că înmulțim cu 10, 100, 1000, înseamnă că punem la numărul respectiv ori un 0, 2 0-uri dacă e 100, sau 3 0-uri dacă este 1000, da? 10, 100, 1000, asta facem. Și acum vreau să îmi spuneți cât, ce înțelegeți voi prin... Deci, sunt transformați 23 km și 14 hectometri și 13 decametri, da, în metri, totul metri. Deci 23 de kilometri și 14 hectometri și 13 decametri se transformați totul în metri. Deci cât înseamnă asta? 23 de kilometri, kilograme, am zis aici, kilometri, da? Kilometri, 14 hectometri și 13 decametri în metri, cât ar însemna. Cum procedăm? Îl transformăm mai întâi pe 23 km în metri. Așa, absolut poate, în aceeași unitate de măsură. Da. Da?
Deci zicem 23 km. Vorbește tu, te rog. 23 kilometri. Kilometri, kilometri. Egal cu? Egal cu... De câte ori mai mult? Cu câte trepte este mult mai în față? Un metru, aici e metru. Da. Acum urmează un decametru, un hectometru și un kilometru. Da? Kilometru. Față de metru, cu câte sunt, cu câte trepte este în față? Una, două, trei. Adică mai punem trei zerouri. Mai punem trei zerouri. Că un kilometru egal cu 1000 de metri. Deci va fi câte 23 de kilometri. Am amintit cum se face. Da? Faci, ca și cum ar fi 23 ori 1000. 23 ori 1000, da? De metri. Un kilometru are 1000 de metri. Și face 23 ori... Nu, 23 la care mai punem 3 zerouri. Și fac 23 de mii metri. Apoi... Acum 14 hectometri. Da. Îl transformăm în metri. Și le dăm... Mai adăugăm 2 zerouri. Două zerouri, că față de metru sunt cu două trepte, da, nu? Da. Deci 1400, 1400 metri. Și în sfârșit, 13 dam, decametri, egal cu? Eu. Zim. 130 de metri. 130, o singur zero, da? Deci egal cu 130 metri. Și acum, nu ne rămâne decât pe ideea asta să le adunăm și zicem 23.000 metri plus 1.400 metri, 1.400 metri, atenție, unități, subunități de sub 10, nu sute, sub sute la adunare, ținem cont de asta, și plus 130 metri, totul numai în metri, acum nu mai adunăm meri cu pere, ci totul este transformat în metri. Și este egal cu 0, 3, 41, 5, 31, 4, 24.530 metri. Deci, 23 de kilometri și 14 hectometri și 13 de decametri este egal, în final, este egal aici cu 24.530 metri. Iată că am rezolvat foarte clar povestea asta, da? Am rezolvat foarte clar. Bine, copii, hai să vă mai dau încă una. Aș vrea să transformați 15 kilometri și 2300 milimetri și 230 milimetri și 27 dam decametri în să transformați ăștia în decimetri. Decimetri. Dăm decimetri. Un metru urmează decimetru, centimetru și milimetru. Da? Milimetru. Eu pe fiecare. 23 de kilometri. Sau cât ați vorbit? 15 kilometri. 15 kilometri. Cine vorbește acum? În decimetri. În decimetri, da. 15 kilometri egal cu 15 câte zerouri? 4 zerouri, sigur că da. 15 0, 0, 0 150 de mii 150 de mii de decimetri. Da. Apoi 2300 de milimetri
milimetri este egal cu câți decimetri? Deci milimetru, ca să mă duc la decimetru, tai câte zero? 23 de decimetri. 23 de decimetri. Iar, foarte bine. 23 decimetri. Așa. Și altfel. 27 dam. Deci 27 dam. Decametri. 2700 decimetri. Deci 27 dam aici este și ca să ajung aici câte? 20, nu? Deci mai multe sunt, da? Deci 2700 decimetri. Decimetri. Și în sfârșit, atât au fost, nu? Asta m-a fost. Și acum să le adunăm. Le punem, atenție multă, 15.000. 150 de mii, foarte bine. 23 de decimetri și 2700 decimetri. Hai să vedem cum se așează. Deci 3 aici, 2 aici, 7, 2, 5, 1. 152.722. Da. Așa vine? 152.000. Da? Ne uităm dacă am așezat bine. Stefania, 23 unități, 10, sute, mii, zeci de mii, sute de mii. Da? Deci face 152.723. De ce? Decimetri. Decimetri. Da. Acasă, vă las ca temă, să transformați. Vi frig un pic, îmbracă-te, te rog. Hai, îmbracă-te. Hai, îmbrăcați-vă și eu. Îmbrăcați-vă, mi-ai fric de cât de acolo. Da? Îmbrăcați-vă, vă rog, neapărat. Mai departe. Da. Așa. Deci ne îmbrăcăm un pic ca să nu răcim. O să se încălzească și atunci nu o să mai avem problema asta, da? Bine. Deci, 152.723 decimetri. Așa. Ia-ți, pe urmă. La revedere. Bun. Ei, dragilor, așa trebuie să înțelegem și să ne amintim cum se transformau decimetri, centimetri, milimetri, cum crești și descrești din 10 în 10, nu așa? Din 10 în 10. Și acest lucru trebuie să vă fie foarte clar. Când venim de sus spre una mai mică, adăugăm 0 ori. Când venim de jos spre cea mai, una mai mare, ce facem? Tăiem 0 ori. Da, adică când mergem în sus împărțim și când mergem în sus. Corect, când mergem în sus împărțim, de aia împărțim la 10, 100, 1000 și când mergem în jos mulțim, da? Exact opusul. Când urci, în loc să înmulțești, împarți. Când urci, așa, împărțim, da? Când urci, urcăm, așa e bine? Împărțim. Când coborâm, înmulțim. Așa. Bine. Ia să vedem dacă este aici și dă drumul ăla și la căldurică, că n-am greșit, pe adevăr. Cât să-mi iasă? Filmează? Da, logic. Păi vezi că o să uită la filmare. Da, se... Oamenii și eu. Deci ați văzut cum reușim să mulțim și să transformăm. Și acum să ne întoarcem la povestea noastră. Dragilor, știți, noi am avut așa. Încercăm cu 5, 5 ori 10, da? Și am făcut 50. Și acum 30 ori 12. 30 ori 12, ca și cum am mulțit pe 3 cu 12. Nu? Și vine 3 ori 2. Cine spune? 30 ori 12. Cât face? 3 ori 2, 6.
3 euro, nu, 36 și punem un 0. 360 kg. Și acum adunăm pe 360 ca să vedem în total vișine și vișine și cine la un loc. Vișine și cireșe. Aici sunt cireșe. Cireșe. Da? Le adunăm pe toate la un loc și o să avem 360 plus 50 este egal în total 1,410 kg. Deci în total avem 410 kg. Dar câte kilograme sunt în total, spunea autorul? 492. 492 înseamnă că n-am nimerit-o bine cu câte kilograme, cu 5 lădițe de vișine. N-am nimerit. Șapte. Mergem pe variantă. Eu nu știu cum e, șase. Da? Cu șase se merge, că dacă nici la șapte am văzut, dar trebuie că... Acolo, supărul că eu nu. O face eu? La total. Deci, zicem, presupunem, deci numărul lădițe ar fi 5, nu am mers. Acum o să punem 6. Deci 6 lădițe cu cine? Cu vișine. Și atunci avem lădițele care sunt de 5 ori mai multe de cireșe. Câte ori să fie? Nu de 5 ori, de 6 ori mai multe. 6 ori 6, da? O să avem 6 înmulțit cu 6, egal cu 36 lădițe cu cireșe. Cum să fac eu înmulțirea? Acum, ca să vedem, mai întâi 6 ori 10, cantitatea de fructe, ca să o vedem, da. Nu? 6 ori 10, egal cu 60 kg ce? Vișine. Și 12 ori 36 egal cu vișine. Ia și le scot și pe tine, da? Aici, zicem, 36 ori. Știi ce? Pune un uscat. Că să se vadă mai bine. 36 ori 12 este egal cu 2 ori 6. 12. 2 ori 3. 6 și până 7. 1 ori 6, 6. 1 ori 3, 3. Și este egal cu 2. 432 kilograme. 432 kilograme ce? 42 kilograme cireșe. Și ca să vedem în total, ce facem acum, ca să vedem cantitatea totală, adunăm cireșele și cu vișinele și vom vedea. 432 plus 60 este egal cu, dacă adunăm pe local, la unită 0 și cu 2 fac 2, 6 și cu 3, 9, 492 kg fructe. În total, iată că în total sunt 4.492 kg de fructe, exact cum mi-a spus autorul. Dragilor, după ce am văzut așa, problema așa făcută, eu v-am spus acasă că v-am spus atunci, împreună, stând așa, că trebuie să găsim o altă soluție. Și ați spus dacă poate cineva să ne sune. Da, dacă poate cineva să ne sune, că noi eram într-o situație delicată, destul de dificilă, nu ne-a venit nicio idee. Ne cunoaștem? Da. Dacă cumva problema nu are și altă răspunsare, dacă e o singură... Poate să fie așa. Dar uite, am să spun... Richard, am să spun un lucru. Inima mea spune, așa, spune că mai există și o altă soluție. Care? Hai să fiu sincer. M-am gândit la problemă din clipa aceea. Eu n-am mai avut liniște. Deci tot timpul m-am gândit, măi, să fie o altă idee frumoasă deodată. Nu prin încercări. Că noi după ce am făcut cu 5 și n-am mers, Richard a venit cu ideea să fie 7 și am depășit cantitatea și atunci la 5 s-a prodit și noi acum am făcut-o cu 5, am refăcut chestia asta.
Dar eu spun că o idee frumoasă, interesantă, trebuie să fie ca să mă ducă deodată, nu să mai fac nicio încercare. Când v-ați gândit, v-am reușit? Adică ați reușit să faceți? Hai să vezi. M-am gândit cât am mers în mașină până acasă. Nu mi-a venit nicio idee. Fărmă, am stat cu mintea tot timpul și când m-am dezbrăcat. Și tot nu venea nicio idee. Și când a stat la masă, și tot nu venea nicio idee. Și când a creat. Și când s-adorm, mi-a venit o idee. Da? Da. Cum? Hai să vedem acum cum a venit. Mi-am amintit de la ce am făcut cu mărgele roșii, galbene, albastre. Am zis, băi, trebuie să fie vreo chestie așa acolo. Și așa, așa. Dacă aș pune o lădiță cu vișine, deci o singură lădiță cu vișine, una, câte ar mai trebui să adaug cu cireșe? Cireșele câte ar fi? Dedesubt, am zis câte sunt. Ar fi de 6 ori. Adică o lădiță, 2, 3, 4, 5, 6. Și ați văzut totuși ce ar fi să le pun în prelungiri. Adică să fac un echipaj, o lădiță de vișine, pun 6 cu cireșe. Da? Deci am zis așa, să le pun aici atunci. Una. Până aici am zis că vișine acum, nu? Cireșe. Una. 2, iar cireșe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu făcusem înainte 492, când eram atunci în acea sală, 492 împărțit la 7, numai că mi-a dat cu vest. Da, dar să vezi ce poate fac acum. Aici mă deosebesc eu de tine. Deci, eu spun așa, câte fructe o să fie în grupajul ăsta? Două feluri. Două categorii, am și vișine și cireșe. Dar câte sunt de vișine? Câte? Într-o lădiță câte kilograme de vișine sunt? 10 odată aici. Dar aici câte am? 12. Dar în asta altă câte am? 12. Dar aici câte am? 13. Aici câte am? 12. Și 12. Nu mai face, te rog, că nu sunt atât, îmi distrage atenția, da? Deci, în cele șase, o să am câte 12. În total, câți de-al de 12 am 12. Să... 12 ori 6. Adică aici am să am câte kilograme? 72. Și cu 10-le ăsta, câte fac? 82 de kilograme într-un echipaj format dintr-o lădiță de vișine și celelalte 6 de câte? De cireșe. Deci o lădiță de vișine și cu 6 lădițe de cireșe fac în total 82 kg de fructe. 82 kg fructe. Acum. După ce am făcut chestia asta, mi-a venit în minte treaba asta când am văzut noi cu mărgele, cu bile albe, roșii, galbene, echipaje. Deci odată am o singură echipă, o singură lădiță în care am 82 de kilograme de fructe. Și ce am mai gândit eu oare acum? Eu știu că numărul total de fructe, cât este numărul total de fructe? 492. Și numai într-un singur echipaj, numai o singură lădiță de vișine și 6 de cireșe, am 82 de kilograme. Păi și ceva! Am făcut 82 ori 6 și mi-a dat 482, dar mai trebuie încă 10 ca să ne dea 492. Păi poate greși la mulțime. Da. 82 ori 10
Nu. Da, mi-a... 80... mi-a dat. Dar de ce ori 6? De ce ori 6? De ce nu ori 7? Pentru că sunt 7. De ce, de ce n-ar fi 7 echipaje de astea? Da. D. A, pentru că... Cum să ajungi la 6 ăla? Cum să ajungi? Că dacă tu ai multiplit 82 cu 6 și ți-o dat atâta, ca să dai peste 6, ce ar trebui să faci? Deci, am o dată, am pus o lădiță de vișine și după aceea de 6 ori lădițele de cireșe, că se spune că de 6 ori, nu? Da. Acum, ce ar trebui să continui? Iar o lădiță de vișine și cu 6 de cireșe. În 6 de cireșe și iar să mai pun o lădiță de vișine și cu 6 de cireșe. 6 și iar o lădiță cu vișine și 6 de cireșe. Întrebarea este câte echipaje de astea să fac? 6. Dar de unde știm că 6, deci nu sunt 7, deci nu sunt 8. Nu. Nu e acolo șmecheria. Ca să aflăm de câte ori. Deci, puse o lădiță de vișine și 6 de cireșe. Iar o lădiță de vișine. Este jumatea kilogramelor de a unei lăzi? Nu. Că mă apropii. Să vedem. Ca să aflu câte echipe de acestea voi putea face. Știi că în total, sunt 492 de kilograme. În total, de câte ori echipe o voi lua, în total sunt 492 de kilograme. Ca să aflu câte echipe de astea fac, ce trebuie să procedez? Deci, Stefania, în total, deci dacă pui numai o singură echipă faci, adică o lădiță de vișine și 6, că trebuie să fie de 6. 492 împărțit la 82? Păi asta. Yeah. Deci 492, care e cantitatea totală, împărțim la 82 cât este o echipă și că află numărul de echipe. La mine era logic, deoarece deja făcucem 82 ori 6 și... Păi tu nimeni să trebuia să procedezi. Da, împărțit. Da. Când ai zis ori 6, mă gândeam, zic, acum îmi spune adevărul. Adică îmi spui exact varianta care trebuie. Păi dacă tu știi, ca să știi toată cantitatea care îmi lăs, ca să știi câte echipe de astea ai făcut, una și șase, înseamnă că împarți toată cantitatea de fructe la cât înseamnă o singură echipă, ca să afli numărul echipelor. Deci toată cantitatea de fructe o împărțim la cât este într-o singură lădiță și alte 6 de cireșe, ca să știm foarte repede câte avem în câte astfel de echipaje avem. Și uitați-vă, 492 împărțit la 82 este sigur de 6 ori. 6 ori 2, 12, 6 ori 8, 48 și cu 1, 49. Și atunci înseamnă câte echipaje de astea? 6. Aș fi 33. Cât? 33 e acolo. Dar cât e la tine? 43 de minute aici și acolo e și jumate. Aha, așa. Facem așa. Oprim aici. Dar lasă-o un pic ca să termin de-a. Dragilor, deci, este spectaculos ce am făcut. Este spectaculos ce am făcut pentru că modul în care am gândit problema asta este diferit de ce am făcut prin încercări data trecută. Da? Deci noi am zis dacă ar fi 5 lădițe de cine? De vișine și ar fi 30 lădițe de cireșe, s-ar întâmpla că n-ajungem la cantitatea totală. Dacă însă am mărit numărul de lădițe de vișine la 7, atunci am depășit și cantitatea totală. Și momentul cel mai frumos a fost ăsta. Când ne-am gândit între ele 6 și 6 ne-a dat. Dar cum mie nu mi-a venit o idee și simțeam că am sigur, dar sigur am o altă idee frumoasă. Și nu aveam atunci. Dar nu-i nimic, am zis, las când vine ea. Și am mers în mașină și nu mi-a venit ideea. Și am ajuns acasă
și mă dezbrăcam și tot mintea mea era acolo. Și am stat la masă și tot nu mi-a venit ideea. Și când s-a adorm, atunci, superb, mi-a venit ideea. Da, da. Și eu nu puteam să adorm, eram conectat. Ați mâncat ou? Nu mai știu ce am mâncat. Important este că mi-a venit în minte așa, fiind de 6 ori, zic, nu știu, hai să zic dacă ar fi o rădiță, că era povestea, de ce să plec eu cu 5 rădițe și cu 6? Sau, nu? Sau cu 7? Deci n-aș pleca cu o singură rădiță. Și dacă pleacă o singură rădiță, atunci pun obligatorul 6 aici, nu? Ca să închei de 6 ori. Și am aflat câte este într-un singur echipaj, 82 de kilograme, și ca să aflu de câte echipaje de astea voi avea, nu fac decât să împart pe cine? Pe 492 la 82. 82 și atunci treaba a mers foarte frumos. V-a plăcut? Da. Foarte tare. Am înțeles-o bine. Foarte tare problema, foarte frumoasă. Și am dat deodată peste 6. Nu am încercat cu 5, cu 7, nu știu, am dat deodată peste 6. Este altă idee? Este. Deșteaptă? Foarte deșteaptă. Că mi-a venit mie înainte de a dormi. Da? Așa. Deci de aceea oprim acum afișerul și vă face o problemă. De ce lăptiți și nu lăsați? Pentru că mărinți și capariți chestii. Vreau să facem două fișiere dintr-unul.